Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un fel de Asia Express, dar prin sălbăticie, cum ar veni, spune Race for Survival. Le dă drumul unora prin sălbăticie și le zice trebuie să ajungeți nu știu unde. O să vede... și la noi, probabil, în 15-20 de ani. Probabil. Eu cred că noi avem curse de-astea prin sălbăticie destul de multe, cu descurcați-vă, mâncați ce găsiți. Și unul dintre participanții în traseul lui a înfulecat ceva specie pe cale de dispariție, această păsărică. Da, zici că e o curcă mai mică. Și guvernul neozelandez e foc și pară. Deci, ca să descriu concursul, cursa pentru supraviețuire, așa este, sunt 9 echipe, fiecare formată din 2 concurenți. De similar până aici. Da. Care se întrec pe o distanță de 150 de mile, deci asta înseamnă 150 ori 3 pe 2, cât face? 150 ori 3 pe 2, 450 pe 2, 225. 225 de kilometri prin Noua Zeelandă, timp de 40 de zile, și concurenții trebuie să-și procure singuri hrana, în timp ce traversează râuri, munți, peșteri. S-au mâncat diverse lucruri, s-au mâncat arici, s-au mâncat anghilă, li se interzice? Au sosuri la bun, da. Corect. Aia ar trebui să aibă în rucsac. Eu dacă aș fi să fiu da, ți-ai luat sosul la o emisiune de asta, da. Sosul e plecarea din bagaj. Și hotpot-ul. Păi, nu, serios acum, lăsăm Caterinca la o parte. Și un lighean pentru hotpot. Două sticluțe cu sosuri favorite ca să poți să mănânci tot felul de mizerii ce prins pe acolo. Îi pui o sriracea ca să... Asta zic. Unul picant pentru nasoli și unul bun pentru delicatese, gen anghilă. Mamă, ce bun. O anghilă, da. Cred că găsim la conservă anghilă, că altfel nu. Nu se găsește, să știi, la frații noștri chinezuși. Au anghilă e marinată. Eu n-aș băga mâna în foc, n-aș băga mâna în foc, că e ce scrie pe ea. Ba, chineză. Da. Și toți producătorii, toate restaurantele de sushi, să știi, folosesc anghilă de asta de la magazinul chinezesc, congelată și marinată, că am observat același gust la toți. Da. Da. O decongelează și îți fac sushi. Bine. Pastărea Weka, pe care ți-a auzit-o mai devreme, a fost prinsă, jumulită și preparată de acest concurent. Săracă. Ea e dispărută mare parte din Noua Zeelandă, mai sunt 4.000 de exemplare. Aia, mai sunt totuși. 3.999. Da. E o pasăre incapabilă de zbor, cu o natură curioasă, cunoscută pentru obiceiul de a fura obiecte mici și a le duce în peștere apropiate pentru a le investiga. Potrivit Departamentului de Conservare din Noua Zeelandă, scrie publicația de dailybeast.com. Poate i-a furat ceva și a vrut doar să o pedepsească. Și, mă rog, se dau pedepse. Pedepsa maximă e de $100.000 dacă mănânci pasărea. Sau 2 ani de închisoare. Mamă, dar scumpă-i pasărea. Concurentul a fost totuși iertat după ce și-a cerut scuze pentru lipsa de respect față de Noua Zeelandă și a spus că nu s-a pregătit pentru foame. Dar pentru ce? Nu ești tu, dacă ți-e foame, nu ești tu. Bă, adevărul că pe noi n-ar prinde o emisiune de asta, am slăbit ceva. Eu n-aș mânca multe din chestiile astea pe care le-aș întâlni în pădure sau pe unde se duc ăștia. Dacă ai sus la tine... Limbă de fii atent. Nu este primul concurent de la un show de ăsta de supraviețuire care a mâncat chestii pe cale de dispariție. Anul trecut, concurenții emisiunii britanice I'm a Celeb, Get Me Out of Here, adică sunt o celebritate, scoate-mă de aici. Asta e și la noi, o prezenta este? Cabral. Da? Da. Sunt celebru, scoate-mă de aici. Era sunt pe ProTV. Au fost criticați pentru că au mâncat animale pe cale de dispariție în Africa de Sud. Păi da, mă, dar de unde să știi că pe cale de dispariție? Serios acum? Cauți și tu pe Google. De exemplu... Pe Google ce? Vin în România și face misiunea asta. E vreo specie pe cale de dispariție pe care România, să mănânci? România, da, zimbru, să nu mănânci zimbri. Aoleu, pe cuvântul meu, deci fata asta... Pentru că zice... Așa. Zi de... sunt celebru. Păi asta, de exemplu, supermodelul american Janice Dickinson. Și cât vă certați voi, eu am dat căutare. Dar nu s-a certat nimeni, s-a părut, vorbim mai tare. Așa. Cât vorbeați voi mai tare și mi se părea mie, am dat și eu căutare după Janice Dickinson pe... Și? Și îmi pare rău că am dat. Așa? Așa. Deci doamna a mâncat limba unei vaci în gunii. Uite, eu asta n-aș mânca, limba unei vaci care în gunii fost... sau nu. Iată, ea limba pe viu? Nu știu, a fost listat în 2017 de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură ca fiind pe cale de dispariție. Deci dispare vaca în gunii și asta a mâncat fata asta, doamna. Genii s-a mâncat limba. Păi ca să nu omoare? Da. Numai a lăsat-o că... mută. I-a luat limba și a halit-o. Mai face mu dezarticulat acum. Da. Să vină la noi, că le dăm bălțate câte vor. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.